Ok, melodia asta este foarte catchy. Nu știu de ce au pus chestia asta, dar îmi place foarte mult. Hello! Și bine am găsit la un nou episod pe acest minunat canal. Astăzi vom juca Cooking Mama! Mama Kills Animals! Yay! Cel mai bun joc pentru tipul meu de canal, dar nu e bai. Let's cook! Ce e aia? Stai o secundă, ce este pe farfurie? Ăla e un rinichi? Ăla mic de acolo, care zici că e un fel de fasol, ăla e un rinichi? Ăla e de animal, zici că e de om. Ok, și aia ar trebui să fie o inimă și ăla din stânga ar trebui să fie ficatul. Dar de ce e un rinichi acolo? Rinichi se mănâncă? Anyway. Oh, trebuie să fac un curcan. Ok. Am înțeles. Doamne, ce față are femeia aia? What the fuck? Ce-i cu fața ei? Doamne, uite și tu cum se uită, zici că-i psihopată în puii mei. Oh, doamne, ok. Calm, Tsuki, calm, Tsuki, nu o să te mănânce femeia aia de vie. Așa. Trebuie să iau penele de pe curcan. Super. De pe curcanul mort. E mort, e bine. Jesus. Oh, doamne, e oribil. Oh, mama mea, deci nu am înțeles niciodată cum bunica putea să ia penele de pe găină și să le facă. Nu, penele, mă, găina. A rămas o pană. Oh, uite ce fericită e! Oh! Mama, deci jocul ăsta transformă o chestie foarte normală și foarte basic pe care bunicii noștri o făceau și străbunicii și străbunicii voștri o făceau pe vremuri. Ah, ok, bine, perfect. Oh, acum trebuie să scoatem organele. Oh. Mama. Bine, înainte să facem chestia asta, eu vă rog foarte frumos să lăsați un like mai jos, să aveți acolo butonul ăla foarte simpatic în dreapta. Știu că vreți să-l apăsați, să vă abonați și de asemenea să verificați linkul din descriere, fiindcă avem acolo pagina de Instagram. Dacă vreți să-mi lași mie un follow, postez chestii foarte interesante pe Instagram. Așa, revenim la chestiile noastre. O să fie oribil. Oh, cum? Oh, mi-a băgat mâna în chestia aia. Ok. Ok, am scos și... Prea frumos! Ok! Ce față are? Ok, e fericită sau este supărată pe mine? Nu pot să-mi dau seama, că zice că e too nice, dar are o față de om supărat. Ok, știi ce? O să dăm continue. Asta e cum... Asta e tot? Super! Am făcut curcanul! Yay! Sper să nu demonetizeze videoul! Pentru că YouTube face chestia asta. Nu, serios. Aveam un video de passport out și l-am demonetizat și eram like... Dar nu e nimic acolo, doar desenam! Anyway... Ok, în America majoritatea păsărilor au gâtul tăiat când sunt conștiente. Așa se face și în România, la bunici în curte. Nu e nimic anormal. Ok. Și milioane sunt... Oh, ok, asta e nasol. What the fuck? Cum să bagi o găină vie în apă crocotită? E să o mori acolo. Și mai bine îi tai gâtul. Iac. Bonus? Nu vreau să vă bonusul. Oh, trebuie să băgăm acum umplutură în curcan, mă, că știi că la american așa se face de ziua recunoștinței. Bagi acolo foarte multe chestii în curcanul ăla. Oricât de greșit arată chestia aia, că îi bagi în fund ceva și îl faci foarte mare. Nu mai continui, lasă. Nu, mai bine nu mai continui. Așa, folosește mouse-ul ca să ia iei ouăle, ok, să le spargi, să le depozitezi în bol. De ce e un... Oh, Jesus, de ce e sânge acolo? De ce e o pană în ouăle astea?
Am crezut că o să fie un joc fan. Ok, acum e fericită. Oh, so, stai. So, practic, chestia cu tuna aia era la mijloc. Deci era cumva bine și rău în același timp. Mai mult un fel de neutru, de fapt. Ce ciudată e. Deci că lucrează la Mac. Oh, Jesus. Ok, acum trebuie să amestecăm ingredientele. Ok, am înțeles. Asta o să fie greu. A, trebuie să le adaug pe rând, of course. Yay! Am făcut o chestie foarte scârboasă acolo, dar am luat cel mai mare scor! Ui! Doamne, ce am ajuns? Ok, trebuie să iau umplătura, că apăs în click cu mouse-ul și apoi să o bag în curcan ca să-i dau drumul. Asta sună greșit. A, s-a îngrijit să nu folosesc prea mult. Ok, am înțeles. Curcanul meu e scârbos. Nu știu cine ar mânca așa ceva. A zis careful. A zis să am grijă să nu umplu prea tare. Nu mai înțeleg, că mai trebuia să mai fie acolo un locușor micuț, micuț pentru bucata pe care am scăpat-o. Cum vine asta? Oh! Trebuie să-i tai... Nu poți să-i tai capul, ești nebun. Da, nu poți să-i tai capul, ok? Ok, start. Nu poți să-i tai capul! Ah! Ah, da, perfect. Asta îmi doream să văd. Ok, acum trebuie să gătim curcanul. Yay! Nu l-am ars! De ce are bășici scârboase pe el? Oh, Doamne, nu vreau să știu. Ok, curcanii sunt... Ok, știu că a fost la un moment dat o chestie cu păsările care erau crescute în incubatoare și s-au pus gradele alea pe ouă. De obicei în supermarketuri, din ce am văzut, sunt puse pe coduri. Pe 3, 2, 1 și 0, 0 sunt alea care sunt crescute natural afară și 3 sunt alea care sunt crescute în incubatoare, în caserole foarte micuțe și atâta fac toată viața lor. Da, e crud, dar n-ai ce să faci. Ia iurea, ok? Ia iurea. Bonus. Nu vreau să fac bonusurile. Oh la la. Acum trebuie să facem sosul. Nu-mi zic că trebuie să facem sosul din... Nu! Dar nu taie nimic chestia asta. Ok. Nu! Ok, mergem mai departe. Ok, trebuie să pornim asta. Ok, unt, asta, asta și asta. Uite, așa se face mâncarea. Așa se face. Perfect, cel mai bun sos. Cel mai bun sos existent vreodată. Așa se face sosul. Chiar așa se face sosul. Ah, doamne. Ce trebuie să fac acum? A, trebuie să iau părțile astea. Ok. Oh, da. Oh, iam. Ce delicios arată. Da. Aș mânca așa ceva. Pff. Tot timpul. Yay, am terminat! Am terminat curcanul! Ui! Yay! Nu vreau să știu.
Ok? Nu mai dai informații de genul ăsta, nu vreau să le știu. Serio, deci scrie aici că mulțumită ție, mama a avut o schimbare de inimă, mă rog, s-a schimbat la inimă. Înțelegeți voi. Și am deblocat un nou nivel. Cu mama iubește animalele. Ok. Ce fericită e! Într-un final, frate, facem și noi mâncare normală. Mai bine decât mama. Ce fericită e! Ai de așa. Stai și acum face din tofu. Am înțeles. Ok, îmi place ce văd aici. Dar tu fără zici că e orez. Nice. Ok. Așa, acum trebuie să-l gătim. Super. Nu e rău. Mâncare bună! Ce drăguț! Ce drăguț! Ce final interesant! Acum că ai văzut cât de scârbos e să cureți un cărcan sau să-l omori. Ok, n-am citit mai departe. Poți, gen, să devii vegetarian. Ok. Jocul ăsta a fost foarte interesant, să știți. Nu așteptam să fie atât de util. Poate unor oameni o să le fie util. Fac foarte multe chestii educative pe canal, ok? Deci și când nu vreau, fac chestii foarte educative pe canal. Ok. So, dragii mei, eu bănuiesc aici să închei episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Vă rog să nu uitați, apăsați pe butonul de like de mai jos, să vă abonați și de asemenea să verificați linkurile în descriere și să-mi dați și mie un follow pe Instagram. M-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Sper să facem 100.000 de urmăritori pe Instagram până la finalul anului. Nu știu de ce mi-am propus chestia asta, dar sper să se întâmple. Pentru că... e foarte, foarte drăguț să folosești Instagram. Sincer, m-am îndrăgostit de aplicație. E foarte ușor de folosit și ne-a foarte multă memorie în telefon. So, cred că v-am convins. Nu fac reclamă sau ceva, dar cred că v-am convins. Vă rog să lăsați și mie în comentarii sugestii de jocuri. Nu neapărat din astea care trebuie cumpărate, ci pot fi jucate pe browser. Jocuri retardate în special, că sunt sigură că ați găsit foarte multe chestii. Eu v-am pupat pe toți. Aveți grijă ce mâncați, sper că nu ați mâncat în timp ce ați văzut videoul ăsta și pa, pa!